Salut! Hai să vedem ce înseamnă să irici corect. Tu irici corect? În ultimele săptămâni am vizitat ceva curs pentru reglaj, aspersoare, măsurat, sistem de irigat și din păcate am constatat că persoanele care se ocupă de mentenanță și nu mă refer la proprietari, nu au reglat corect sistemul de irigat. Udau zilnic, udau seara, udau dimineața, udau și seara și dimineața și cel mai neplăcut moment mi s-a întâmplat când am măsurat într-o curte. Am făcut calculul, udat dimineața și seara și au ieșit 49 de litri pe metru pătrat, ceea ce e enorm, e enorm. Din păcate e trist să spun lucrul acesta, dar trebuie să o fac. Totuși, am făcut un poll pe Facebook zilele acestea și 30% din respondenți au spus că irigă seara sau zilnic, ceea ce nu este tocmai chiar corect și acesta este un alt motiv pentru care fac acest clip. Dacă și ție îți plac videoclipurile mele, abonează-te, apasă acolo pe clopoțel ca să nu pierzi ultimele noutăți. Aș vrea să fac un disclaimer înainte să începem. Cifrele prezentate în acest videoclip sunt pur orientative. Ele reprezintă practic o bază de start de la care să te inspiri și să faci singur teste de măsurare a cantității de apă pe care o irigi, astfel încât să înveți nevoile gazonului tău. Cum verificăm dacă gazonul are nevoie de apă? Prima metodă, cea mai simplă, luați o șurubelniță, ideal ar fi de 20 de centimetri. Iar dacă șurubelnița intră în pământ toată, înseamnă că solul este umed. Dacă intră până la jumătate, în 2 zile ar cam trebui să irigați. Dacă nu intră, irigați atunci dacă sunteți încă pe parcursul zilei sau a doua zi dimineața. Este cea mai simplă și eficientă metodă să vă dați seama dacă gazonul are sau nu nevoie de apă. A doua metodă o reprezintă culoarea gazonului, care se va schimba într-un verde maroniu, într-un verde închis și foliajul se va strânge. Acela iarăși este un semn că gazonul are nevoie de apă. Nu trebuie să lăsăm gazonul să se usuce foarte tare, dar ideal între irigări este ok ca suprafața de la baza gazonului să fie uscată. Câți litri sau câte minute irigăm? Din păcate încă nu s-a inventat formula să ne dea cantitatea exactă de apă pe care o are nevoie un gazon, deoarece sunt foarte multe variabile în joc, cum ar fi solul, specia, poziționarea, umbra, orele de soare, etc. De aceea, orientativ, puteți lua în calcul următoarea metodă și anume după temperatura de afară. Dacă temperatura medie a zilelor este undeva la 25 de grade, să spunem, puteți iriga cu 20 de litri pe metru pătrat. Dacă este undeva media 30-30 și ceva de grade, puteți să irigați cu 25 de litri pe metru pătrat, dar țineți cont că nu este un standard acesta, diferă foarte mult. Cum am zis, solul, specia, umbra, tot ce rămâne este să faceți teste, să vedeți cum îi place gazonului, cu 20, cu 25, poate să aibă nevoie de mai mult de 25 de litri, poate să aibă nevoie doar de 2 irigări pe săptămână sau de 3 irigări, asta rămâne să vedeți voi și să testați voi în peluza voastră. Cum determinăm câți litri pe metru pătrat dăm gazonului la o irigare? Păi, putem să luăm o caserolă, puneți în gazon, iar apoi cu o ruletă măsurați cantitatea de apă în milimetri. 5 mm echivalează cu 5 litri pe metru pătrat. Nu măsurați așa, nu măsurați așa, nu țineți aici, puneți pe o suprafață plană, iar apoi măsurați, astfel încât măsurătoarea să fie corectă. A doua metodă este să vă luați aceste pluviometre și să le puneți din loc în loc în gazon, iar măsurătoarea va fi exactă. Ca o metodă să aflați ca și timp câți litri dați, de exemplu, puneți rotoarele 30 de minute sau
Emperotator și echivalentul de la Rainbird sau Aquazoom, le lăsați 30 de minute și în 30 de minute vedeți că udați, să spunem, 7 litri pe metru pătrat. Aceste aspersoare sau capeți diuze udă mai rar, practic udă eficient. Dacă aveți aspersoare de tip spray, ceva de genul, ca acestea, fie de la Hunter, Rainbow, Clabber, le lăsați 10 minute. Acestea udă foarte mult, au un debit foarte mare în scurt timp. Și puteți să le lăsați 10 minute și vedeți dacă udați 6-7 litri. Cu acestea, din păcate, țin să vă spun că nu puteți măsura cât de cât corect, pentru că nu irigă uniform. De furtun și pistol, nici vorbă. Când irigăm pe cât posibil dimineața și nu în fiecare zi, de ce nu este recomandat să irigăm seara sau după ora 18? Deoarece gazonul va păstra umiditatea, el trebuie să fie uscat, frunzișul să fie uscat înainte să intre în noapte, pentru că prezintă un risc ridicat de boli, ceea ce nu ne dorim. Țineți cont că din cauza irigării incorrecte apar majoritatea bolilor în gazon. Ca și o recomandare, dacă nu puteți să irigați dimineața, ajungeți după masa la un 4-5, irigați atunci, dar nu irigați seara. Sau puteți să irigați pe parcursul zilei în amiaza mare, pentru că nu veți arde gazonul. Acela este doar un mit, este demonstrat științific că nu se întâmplă nimic rău gazonului. Singurul lucru negativ este că prin irigarea de la prânz se evapora foarte multă apă care nu va ajunge în sol. Și de aceea, de exemplu, va trebui să prelungiți irigatul, să spunem, în loc de 45 de minute, va trebui să puneți o oră, pentru că o parte din acea apă se va evapora în cadrul procesului de irigare. Cât de des irigăm? Ideal ar fi pe parcursul verii să irigăm de 2-3 ori pe săptămână. Nu este un standard. Am mai spus și mai devreme, asta ține și de ce gazon aveți, sol, poziționare, sistem de irigat, etc. Dar ideal este să irigăm pe cât mai rar, pe atât de abundent. De ce abundent? Noi trebuie să facem gazonul să-și ducă rădăcinile cât mai adânc în sol, astfel încât în perioadele caniculare el să reziste cât mai bine. Să aibă rădăcinile fix unde este apa în sol, la 15-20 de centimetri. Cu ce irigăm? Dacă avem sistem de irigat, este foarte simplu. Dacă nu aveți sistem de irigat, uitați de acestea. Nu le băgați în seamă. Ce puteți face este să luați un Aquazoom sau orice alt aspersor oscilant, astfel încât să fie distribuită apa uniform. Țineți cont că pe capetele marginilor unde se va opri irigatul, acolo va lăsa un pic mai multă apă. De aceea puneți să irige un pic mai departe de gazonul vostru. De exemplu, dacă acesta este gazonul vostru și îl opriți aici să irige, puneți-l încă 2 metri după el, astfel încât să aveți o irigare cât de cât uniformă. Dacă vrei să-ți faci un sistem de irigat și nu știi cum, intră pe www.agropataki.ro și cei de acolo te vor ajuta cu cel mai mare drag. Nu uita, iarba crește pe câmp, iar gazonul în curtea voastră.